Bună seara și bun găsit, sunt Mica Jvab și vă invit să urmăriți grupajul informativ al zilei. Să vedem pentru început care sunt principalele titluri ale ediției de astăzi. Canicula crește numărul solicitărilor către Serviciul Județean de Ambulanță. Meteorologii au anunțat că vom avea parte de temperaturi de peste 35 de grade Celsius și în următoarele două zile. Prefectura Maramureș era la un pas să fie executată silit. Ne vom topi la propriu și în următoarele două zile în Maramureș. Specialiștii au menținut sub cod portocaliu de caniculă și disconfort termic județul nostru și în 4 și 5 august. Din păcate, la granița Maramureșului cu Satu Mare și Sălaj începe codul roșu. Meteorologii au venit astăzi cu vești nu tocmai bune. Aceștia au anunțat că vom avea parte și în următoarele două zile de vreme cu temperaturi extreme și chiar au instituit un cod roșu valabil până la granițele județului Maramureș. Potrivit specialiștilor, vineri și sâmbătă, valul de căldură care a debutat încă de luni se va intensifica, iar disconfortul termic va deveni deosebit de accentuat. Indicele temperatură umezeală va depăși pe arii extinse pragul critic de 80 de unități. Temperaturile minime vor fi cuprinse în general între 22 și 25 de grade Celsius. În zonele de câmpie și de podiș din județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Sălaj, Cluj, Mureș, Alba, Hunedoara, Mehedin și Dolj se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale perioadei și care se vor situa între 39 și 42 de grade Celsius. În Moldova, Dobrogea, Muntenia și local în Maramureș, Transilvania și Oltenia, temperaturile maxime se vor situa în general între 36 și 39 de grade Celsius, valori cu mult mai ridicate decât mediile specifice perioadei. Cei de la ANM au anunțat însă și faptul că gradul de instabilitate atmosferică va crește, în special în zonele de munte și în jumătatea de nord a țării. Având în vedere temperaturile ridicate, s-a dispus restricționarea traficului rutier în continuare pentru vehiculele cu masă autorizată mai mare de 7,5 tone, pe sectoarele de drumuri naționale din județul nostru. Decizia a fost luată de Compania Națională de Drumuri pentru protecția sectoarelor de drumuri naționale și autostrăzi asfaltate, care, din cauza temperaturilor ridicate, pot produce deformări majore și este valabilă între orele 12 și 20. Solicitările înregistrate la Serviciul Județean de Ambulanță au crescut cu 10% ca urmare a temperaturilor extrem de ridicate din ultimele zile. O persoană a leșinat din cauza căldurii într-un supermarket din municipiul Baia Mare. Peste 150 de solicitări au fost înregistrate zilnic de la debutul acestei luni la Serviciul Județean de Ambulanță Maramureș. Numărul persoanelor care au cerut ajutor a fost mai mare cu aproximativ 10% față de zilele obișnuite. Printre pacienți a fost și o persoană care a leșinat din cauza căldurii într-un supermarket din Baia Mare. Lumea a văzut această persoană căzută, a fost dus în interiorul magazinului, s-a solicitat pe apelul unic 112, iar pacientul respectiv a fost dus în serviciul de urgență de la Spitalul Județean. Dr. Ioana Cătană spune că în aceste zile au predominat cazurile de dureri abdominale la pacienții cu ciroză sau cancer, afecțiunile cardiace și deshidratarea cu precădere la vârstnici. Nu au lipsit nici intoxicațiile cu alcool. Populația județului trebuie să evite deplasările în perioadele de maxim solar, să se hidrateze corespunzător și să consume minim 2 litri de lichide. Pacienții cronici să-și respecte regimul și tratamentul medicamentos pe care este indicat, iar mamele se vede că numărul și patologia pediatrică este foarte redusă, deci respectă aportul lichidian și expunerea cât mai puțină în orele de vârf pe stradă. Biserica Nașterea Domnului din Baia Mare a avut o inițiativă binevenită pentru zilele toride de vară, amplasarea unui dozator cu apă pentru trecători. Băimărenii apreciază acest lucru și spun că exemplul ar putea fi preluat și de alte instituții. E foarte bună ideea. Am văzut și ieri, mai ales acum pe căldura asta. Deci ar trebui să fie mai multe locuri. Eu acum văd aici, nu știu. Pe unde merg eu acasă, nu văd. Da, foarte necesară, luând în considerare temperaturile astea foarte ridicate. Meteorologii au anunțat cod portocaliu de caniculă și pentru zilele următoare.
Situație cel puțin ciudată astăzi la sediul prefecturii Maramureș. Un executor judecătoresc s-a prezentat la sediul instituției din Baia Mare pentru a pune sechestru pe bunurile din Palatul Administrativ. Pentru că nu a fost lăsat să intre în instituție, a cerut sprijin jandarmilor, iar aceștia s-au aflat față în față cu colegii lor care au avut ca atribuție tocmai să protejeze instituția. În această după-amiază, prefectura Maramureș a fost scena unei situații fără precedent. Executorul judecătoresc Aniței Dorel, însoțit de Matei Mihali, președintele composesoratului Borșa, și Bogdan Ioan Tudor Todoran, avocatul composesoratului, s-au prezentat la Palatul Administrativ din municipiu pentru a executa silit prefectura județului. Instituția prefectului a refuzat să pună în executare o hotărâre revocabilă din anul 2004. Lovindu-ne de acest refuz, am obținut tot printr-o procedură judiciară penalități de 1000 de lei pe zi întârziere. N-au pus în executare hotărârea nici sub forța acestor penalități, astfel că s-a ajuns ca astăzi prefectura să datoreze aproximativ 200.000 de euro penalități composesoratului Borșa, plus datoria principală, hotărârea revocabilă din anul 2004, reconstituirea dreptului de proprietate pentru 17.000 de hectare de teren forestier. Avocatul recunoaște că s-a emis un titlu, dar acesta este formal, și asta pentru că din informațiile pe care ei le-au primit de la oficiul de cadastru, toate cele 17.000 de hectare consemnate pe titlul lor de proprietate sunt redistribuite către diferite persoane fizice și juridice din zona Borșa. Cei care au venit să-și ceară drepturile au fost opriți la poarta instituției de jandarmi. Pentru că nu au fost lăsați să intre, dar și pentru că prefectul Vasile Moldovan nu i-a primit, au cerut ajutor jandarmilor, prin numărul unic de urgență 112. Un echipaj de intervenție al jandarmeriei a sosit în scurt timp la Palatul Administrativ, însă au fost la fel de derutați ca și colegii lor, care au ca sarcină protejarea instituției. Într-un final, executorul și cei care l-au însoțit au ajuns la prefect în birou, mai mult cu forța, iar de aici discuțiile s-au purtat nu la modul foarte elegant. Nu este suspendat. Domnul, v-am întrebat. Dar de ce țipați la mine? Domnul, nu v-am întrebat dumneavoastră. V-am întrebat dumneavoastră. Eu v-am întrebat domnul executor. El decide, pentru că îi pui pâinea lui în joc. Nu a dumneavoastră. Nu mai faceți amenințări cu pâinea nimănui. Cred că, în primul rând, este scaunul dumneavoastră în joc, dacă vă faceți sau nu, nu faceți bine treaba. Da, stați niște. Aveți parte de la partid? Sau la ce vă rețeți? De ce? Vă place cravată? În primul rând, semn de respect, puteați veni și dumneavoastră, tot cam așa. Am venit informat pentru că nu m-am gândit că o să faceți un circ din instituția prefectului Maramureș. Ba da, dumneavoastră ați făcut un circ astăzi. Dumneavoastră faceți circ. În timp ce reprezentanții prefecturii susțin că sentința de executare silită este suspendată deocamdată, reprezentanții composesoratului afirmă că sunt două dosare pe rol și în ambele se cere același lucru. S-au conexat mai multe dosare de executare silită, iar la data de 8 iunie, prin încheiere civilă pronunțată către judecătoria Baia Mare, dosarul 10.950 pe 182 pe 2016, la care s-a conectat dosarul 13.100 pe 182 pe 2016, instanța a dispus că se va pronunța asupra cererii de suspendare în dosarul 13.100 pe 182 pe 2016, odată cu fondul cauzei, fiind fixat în acest sens termen pentru dezbaterea fondului, la data de 17 august 2017. Deci, în acest moment, ne aflăm în prezența unei hotărâri în care s-a dispus suspendarea provizorie a executării silite. Prefectul județului Maramureș a catalogat drept un abuz ceea ce s-a întâmplat în această după-amiază la Palatul Administrativ. Rămâne de văzut ce măsuri se vor lua în perioada următoare și mai mult ce va decide instanța. Polițiștii maramureșeni derulează activități de căutare a unui bărbat reclamat dispărut de la domiciliu. Aflați mai multe informații la știrile pe scurt. Polițiștii maramureșeni caută un bărbat ce a dispărut de la domiciliu. Pop Dumitru, în vârstă de 75 de ani, a plecat voluntar de la domiciliul său din localitatea Recea în data de 1 august anul curent și până în prezent nu a revenit. Are constituție atletică, 1,70 m înălțime, păr cărunt, ochi negri. La data dispariției era îmbrăcat cu pantalon de training albastru închis, tricou gri cu dungi roșii și era încălțat cu șlapi. Persoanele care pot să ofere informații despre dispărut sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție, să apeleze 112 sau biroul urmăriri la telefonul 0262 207 763.
Mâine, la Biblioteca Județeană Petre Dulfu din Baia Mare, va avea loc vernisajul expoziției de pictură de grup Promoția 2009 a absolvenților Universității de Nord, secția de artă plastică. Evenimentul este programat de la ora 18 în Salonul Artelor. În deschidere va vorbi Mihai Tirică, președintele Asociației Artiștilor Plastici Alexandru Șainelic. Borșenii sunt invitați la spectacol. În data de 13 august, Serviciul Cultură din cadrul primăriei orașului Borșa a pregătit pentru comunitate și pentru cei care sunt în trecere pe acolo un spectacol folcloric de excepție prezentat de Ansamblul Folcloric Național Transilvania. Evenimentul va începe la ora 16 și se va desfășura la Centrul Cultural al orașului. Tot atunci va avea loc lansarea albumului interpretei de muzică populară Regina Belei, originară din Borșa. Mai multe secții ale Spitalului Județean din Baia Mare sunt ocupate 100%. Nu mai sunt paturi libere la neurologie, medicina internă și nici la terapie intensivă. Luna august a adus o creștere a numărului de pacienți care au solicitat diverse servicii medicale la Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș din Baia Mare. Probabil din cauza că mulți sunt în concediu și în această perioadă au timp să-și facă diverse investigații. Cetățenii trebuie să știe însă că pentru analizele de laborator fondurile s-au epuizat și că abia de luna viitoare se vor putea programa pentru aceste servicii. Totodată, în cazul investigațiilor de înaltă performanță, acestea vor fi disponibile gratuit pentru asigurați abia spre sfârșitul anului. Din păcate, fondurile alocate spitalului nu sunt suficiente pentru a rezolva toate problemele care apar. Și aici mă refer la zona de radiologie imagistică și laborator, la investigațiile RMN, CT de înaltă performanță, programările sunt începând din toamnă. Pentru că, repet, sumele nu ajung. Afluxul mare de pacienți se înregistrează nu numai în ambulatoriu, ci și în secțiile Spitalului de Urgență din Baia Mare. Pacienți mulți, secția de neurologie plină în acest moment, secția de medicină internă plină, pacienții în vârstă se decompensează din cauza căldurii, terapia intensivă este de asemenea absolut ocupată, plină de pacienți în vârstă, dar asta este ceva frecvent și normal pentru această perioadă a anului. Managerul Spitalului Județean de Urgență, Dr. Constantin Opriș, spune că în continuare se așteaptă la o creștere a numărului de pacienți. Maramureșenii sunt invitați mâine seară la o dezbatere la sediul Organizației Județene USR din Baia Mare. Deputatul Cristian Ghinea va fi în municipiul nostru și va răspunde întrebărilor celor prezenți. Mâine seară de la ora 19, maramureșenii sunt invitați la sediul filialei Uniunii Salvați România din Baia Mare pentru a participa la o dezbatere împreună cu membrii USR din județ și cu deputatul Cristian Ghinea. Am avut și săptămâna trecută, luni, a fost președinte al formațiunii Nicu Șordan, iar mâine vine domnul Cristian Ghinea, domnul deputat Cristian Ghinea, fost ministru al fondurilor europene în guvernul Cioloș. Avem câteva teme prestabilite, gen referendumul intern care urmează în momentul de față privind poziția partidului raportat la modificarea Constituției la inițiativa Coaliției pentru Familie, dar discuțiile sunt libere. Oricine poate să vină să ia cuvântul și să ne interogheze. Pe lângă discuția legată de referendumul intern, se vor putea dezvolta și subiecte cu privire la platformele doctrinare din partid, activitatea de la nivel central, regional și local a USR și nu numai. Arpad Dornoi, fondatorul Radio Galaxia, a plecat într-o lume mai bună. Înmormântarea va avea loc sâmbătă de la ora 10 la cimitirul Horia din Baia Mare. Cunoscutul realizator de emisiuni, Arpad Dornoi, fondatorul primului post de radio privat din Baia Mare, Radio Galaxia, și colaboratorul postului de televiziune Teleplus Maramureș, a încetat ieri din viață. Cei care l-au cunoscut și în special oamenii de presă care s-au format sub îndrumarea domniei sale, au primit cu mare tristețe această veste. Deoarece a încurajat și a transmis multor angajați ai săi dragostea pentru profesia de jurnalist. A fost un om extraordinar, un om deschis și cald, care a adus lumină și bucurie în casele ascultătorilor și ale telespectatorilor. Și nu în ultimul rând, a fost cel care a îndrumat și a format o mare parte dintre cei care au lucrat sau încă activează în mass media. Cu toții își amintesc cu drag de cel care a fost, Arpad Dornoi. A fost un om extraordinar, a fost un om care a știut să se bucure, a fost un om care a știut să glumească, a fost un om care a știut să ne încurajeze.
Pentru mulți, Radio Galaxia a fost o punte de lansare, iar meritul cupris o simță îi aparține acestui om frumos, care din păcate nu mai este. Sunt alături de familia îndoliată. Radio Galaxia a fost momentul meu de debut la nici 19 ani și chiar și în aceste momente triste îi mulțumesc pentru faptul că a avut încredere în mine. Mi-a dat atunci o șansă și că ne-am desfășurat, pot considera, împreună activitatea în cei 6 ani cât am muncit la Radio Galaxia și pentru că am făcut multe emisiuni Balsam pentru Sufletel împreună, la care ține atât de mult. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace. E un moment destul de trist în această zi, pentru că punem de fapt punct unui capitol al mass media locală. Baia Mare a avut până acum diversi inițiatori în presa locală. Domnul Dornai Arpad este unul dintre ei. A reușit prin Radio Galaxia să rămână în memoria colectivă. Radio Galaxia a fost un post de radio extrem de ascultat, care e cunoscut chiar și în ziua de astăzi, deși nu mai emite. Iar acest lucru îi se datorează și lui. A avut inițiativa de a lansa un post de radio privat. A făcut istorie cu el. Am primit vestea cu multă durere. Îmi pare foarte rău că domnul Dornai, unul dintre pionierii mass media băimărene, astăzi s-a dus să fie realizator de emisiuni, poate în altă parte, în locuri în care va fi poate și mai mult apreciat decât l-am apreciat noi în toată activitatea. Sunt convins că tot ceea ce a construit dânsul în acești ani, practic, a rămas ca moștenire prin fiecare jurnalist care a trecut vreodată prin postul de radio pe care dânsul l-a înființat. Domnul Dornai a fost o persoană importantă, a fost un om care ne-a oferit tot timpul informații, care a fost o sursă inepuizabilă de informații atât în domeniul muzical și nu numai. A fost un om cald, a făcut cumva ca Radio Galaxia să fie o a doua familie pentru mine în acea perioadă, o familie la care ulterior m-am întors încă de două ori și au fost câteva luni extraordinare. Pentru mine este un mare regret faptul că nu mai este printre noi. El a fost fondatorul Radio Galaxia și Radio Galaxia, care a fost o școală de presă în Baia Mare, și dacă stai și te uiți atent, toți cei care au lucrat în Radio Galaxia lucrează în același domeniu și cu rezultate foarte bune. Era un om care avea cuvinte bune pentru toată lumea, ajuta pe toată lumea, un lucru care în ziua de azi este mai rar. Într-o zi din 1994 mi-a adunat la tine în birou pe mine, pe George Mosoc, pe Vidu Darol și Dumnezeu să-l odihnească, Dar Bucă și pe alții. Și ne-a vorbit despre proiectul meu, Radio Galaxia. Aproximativ un an mai târziu, Radio Galaxia ieșea în eter și a ajuns, după cum știi, deasupra tuturor. Drum bun în lumină, Arpi, acum tu ești asupra tuturor. Drum bun, prietene. Principalele repere din activitatea lui în media au fost devotamentul față de comunitate în general și față de comunitatea maghiară, deși de multe ori nu a fost înțeles. În ultimii ani s-a implicat și în proiectele comunității, fiind membru în Consiliul de Onoare al municipiului Baia Mare. Arpad Dornai va fi înmormântat sâmbătă, 5 august, la cimitirul Horea 1 din Baia Mare, la ora 10. Drum bun spre lumină, domnule Arpad Dornai. Condoleanțe familiei îndoliate. Administrația din Baia Sprie vrea să pună în funcțiune cât mai repede centrul de zi pentru copiii din oraș. Lucrările se desfășoară în ritm alert, astfel încât micuții defavorizați să poată beneficia cât mai repede de serviciile instituției amintite. Centrul social de zi pentru copii din Baia Sprie va fi finalizat anul acesta. Pentru că vremea a permis, lucrările s-au desfășurat în ritm alert, iar acum muncitorii se ocupă de partea interioară. A fost gândit ca un loc de primire și sprijinire a copiilor de diferite vârste cu probleme sociale, dar va avea mai multe întrebuințări.
Serviciul social al primăriei se va muta în aceeași clădire cu intrare separată. Avem și o idee să integrăm și persoanele de vârsta a treia, bătrânii, în acest centru social de zi pentru copii, în sensul în care dimineața bătrânii pot să facă, să pregătească activitățile pentru copii. Nu este o clădire foarte mare, dar având în vedere că Baia Spirii nu a avut nicio clădire până acum cu acest obiect de activitate, credem că este un mare pas înainte. Pentru bătrâni am în vedere și realizarea unui, am zis-o și în campania electorală, unui spațiu în aer liber, care l-am gândit și îl gândim la fostul ștrand din zona veche a orașului. Pentru că se dorește să se evite cheltuielile, administrației orașului are în vedere ca la acest centru să se lucreze mai mult cu voluntari. Am luat legătura deja cu câteva ONG-uri. Din păcate, în Baia Spirii avem doar un ONG, o reprezentantă a unui ONG în acest sens, dar sunt ONG-uri și în Baia Mare și în zonă cu care am luat legătura, astfel încât să ne ajute să învățăm acest lucru cât de bine. Noi dorim să facem lucruri pentru copiii defavorizați, pentru bătrâni, dar nu știm cum. În Baia Mare astfel de centre funcționează de mai mulți ani și sunt foarte utile pentru categoriile pentru care au fost înființate. Legea salarizării unitare are și plusuri și minusuri. Este de părere primarul comunei Săcălășeni, Emilian Pop. Edilul consideră că pe o parte dintre salariații din administrație îi avantajează, în timp ce pe alții absolut deloc. Legile care îi vizează pe cei care lucrează în sistemul public nu îi mulțumește pe toți bugetarii. Dovadă frecventele acțiuni de stradă care au fost organizate anul acesta. Pentru primarul din Săcălășeni, în același timp președintele filialei județene a Asociației Comunelor din România, legea salarizării personalului din administrație este una care aduce și avantaje, dar și dezavantaje. Sigur, o gândire altfel decât ceea ce era până acum. Din punct de vedere al primarului, viceprimarului, președinte Consiliul Județean, vicepreședinte Consiliul Județean, vine cu o îmbunătățire a indemnizației, care este sigur lucru de apreciat, nu putem să negăm lucrul acesta. În schimb, apar mici probleme pentru restul funcționarilor. Emilian Pop detaliază motivele reținerilor sale. Acei funcționari care până acum aveau un spor datorat muncii pe proiecte europene, începând în 1 iulie, acest spor nu se mai dă. Până în momentul de față, în proiectele europene nu aveai capitol sau nu era practica de a bugeta pentru cei care se ocupă de implementare. Mă îndoiesc că între autoritățile locale a fost proiecte care, sau majoritatea proiectelor, e clar că nu au avut acest capitol. Emilian Pop a afirmat că este curios cum va fi făcută bugetarea pe acest segment, deoarece este periculos să demotivezi funcționarul public. Edilul a precizat că este greu să cer calitate și seriozitate de la cei care lucrează pe proiecte europene, în condițiile în care ar avea salarii de 1.000-1.200 de lei. Acesta susține că este greu să lucrezi pe proiecte europene și este convins că și alți primari îi împărtășesc opinia. Mineur dispută primele meciuri amicale. Aflați toate informațiile la rubrica Sport. Echipa de handbal masculină a Clubului Sportiv Mineur dispută primele meciuri amicale din această vară. Băimărenii vor juca pe teren propriu o dublă cu formația Politehnica Timișoara. După două săptămâni de antrenamente pe plan local, echipa de handbal masculină a Clubului Sportiv Mineur se pregătește pentru seria meciurilor amicale. Până la începerea noii ediții a campionatului, formația antrenată de Raul Fotonea va disputa 10 meciuri de pregătire. O să avem un număr de 10 meciuri amicale, împărțite la sfârșit de fiecare săptămână, 2-3, depinde de perioadă. Primele două partide vor avea loc în acest sfârșit de săptămână, când Mineur va întâlni pe teren propriu o altă echipă din Liga Națională, Politehnica Timișoara. Putem să zicem că vom vedea ce s-a muncit până acum și cum arată lotul la momentul de față.
Așteptăm și noi să începem meciurile, să fim mai des la sală și oamenii să poată să vină să vadă la lucru echipa. Primul duel dintre Minaur și Timișoara va avea loc mâine cu începere de la ora 18, iar cea de-a doua partidă se va disputa sâmbătă de la ora 11 și 30 de minute. Iubitorii handbalului băimărean sunt așteptați în sala polivalentă la Scărpană, mai ales că intrarea va fi liberă. După dubla cu Timișoara, Minaur va participa la trei turnee de pregătire. Primul va avea loc în perioada 10-12 august la Turda, după care clubul băimărean va organiza în 18-20 august trofeul Minaur. Ultimele meciuri de pregătire vor avea loc în 25-26 august, când handbaliștii băimăreni vor merge la un turneu în Timișoara. Ediția 2017-2018 a Ligii Naționale va începe în 3 septembrie. În prima etapă, Minaur va întâlni pe teren propriu nou promovata Politehnica Iași. Echipele maramureșene de fotbal FC Minerul și Comuna Recea s-au întâlnit într-o partidă amicală. Jocul a fost câștigat de formația din Recea, care s-a impus cu scorul de 4-2. FC Minerul Baia Mare a disputat a treia partidă amicală. Formația băimăreană a întâlnit echipa fotbal Comuna Recea, grupare ce evoluează în Liga a treia. Partida dintre cele două echipe s-a disputat pe stadionul Viorel Mateianu și a fost una foarte spectaculoasă, la capătul căreia s-au marcat 6 goluri. Minerul a început bine partida, reușind să înscrie în minutul 5 prin Balmoș, însă 7 minute mai târziu oaspeții au egalat. În minutul 21, Minerul revine în avantaj, după ce apărarea oaspeților a fost luată prin surprindere, dar Recea restabilește din nou egalitatea, iar prima repriză se încheie cu scorul de 2-2. După reluarea jocului, ACS Fotbal Comuna Recea a intrat pentru prima dată în avantaj, după o greșeală în defensiva echipei băimărene. În minutul 63, Marius Ferraru a înscris al patrulea gol al oaspeților și a stabilit astfel scorul final. Echipa din Recea se impune cu 4-2. Partida retur dintre cele două echipe va avea loc sâmbătă cu începere de la ora 10:30 pe stadionul din satul Săsar. Până la începerea campionatului Ligii a 4-a de fotbal, FC Minerul Baia Mare va mai disputa două partide amicale cu formația sătmăreană Unirea Tășnad. Meciurile vor avea loc în 11 și 14 august. Juniorele băimărence bifează noi prezențe în loturile naționale ale României. Trei handbaliste ale clubului Phoenix participă la o tabără de pregătire centralizată. Federația Română de Handbal a organizat la Râmnicu Vâlcea un cantonament de pregătire al lotului național de cadete pentru sportivele născute în 2002 și 2003. Printre jucătoarele convocate de antrenoarea Carmen Buceschi s-a aflat și extrema dreaptă a echipei CS Phoenix Baia Mare, Oana Borș. Tot la Râmnicu Vâlcea se desfășoară în această perioadă o tabără de pregătire centralizată a junioarelor 4, unde participă handbalistele născute în 2004 și 2005. De la CS Phoenix Baia Mare au fost convocate interul stânga Maria Groșan și interul dreapta Taisia Turdeanu. Handbalistele băimărene au intrat în vizorul echipei naționale după evoluțiile foarte bune din sezonul precedent. Echipa de junioare 4 a clubului Phoenix a cucerit titlul de vice-campioană națională. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile pentru astăzi. Vă mulțumim pentru atenție. Dacă doriți să aflați mai multe informații, accesați pagina de Facebook Teleplus Maramureș, dar și site-ul nostru teleplus.ro. Să aveți o seară bună! La revedere!